Prima parte a lunii ianuarie se anunță geroasă, spun meteorologii. Până în data de 8 ianuarie vom avea parte de temperaturi scăzute, iar probabilitatea de ploaie, lapoviță și ninsoare se va menține în fiecare zi. Abia după data de 8 ianuarie, temperaturile vor începe să crească. În Transilvania, vremea se răcește semnificativ, anunță meteorologii. Până în data de 7 ianuarie, temperaturile vor avea, în medie, valori cuprinse între minus 6 și minus 3 grade în timpul zilei, iar temperaturile nocturne vor fi cuprinse, în general, între minus 10 și minus 12 grade și vor caracteriza o vreme geroasă. Din 8 ianuarie, vremea se va încălzi ușor și treptat, dar media maximelor termice nu va mai depăși minus 2 grade, iar cea a minimelor minus 8, minus 7 grade. Trecător vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare, în general slabe cantitativ, aproape zilnic. La munte se vor înregistra și minus 16 grade Celsius în timpul nopții.